Rândunică, rândunea, semin cu măicuța mea, toată viața agonisești, copila și să-ți crești, măi. Nicoleta, tu ești o fată foarte ambițioasă. Da. Eu mai știu că, pe lângă faptul că tu i-ai ajutat pe părinții tăi, ți-ai renovat casa, căsuța de altfel în care stați împreună, mai știu că tu ador extrem de mult să călătorești și ai un vis pe care vrei neapărat să-l faci realizat. Vrei să ajungi procuror. La ce s-ar folosi? Să facem dreptate în țară, să avem o justiție corectă și să-i pedepsim pe cei care săvârșesc infracțiunile deosebit de grave. Din descriere pe care am auzit-o, îmi dau seama că este o femeie cu caracter. Nicoleta, pe lângă faptul că este frumoasă și aparent se pare că este atât de feminină, dacă cumva îi calci pe biec, da? Vorbim de o relație, da? Nicoleta practică boxul. Evident. Scoate o mănușă. Dar să rămân imediat pe loc. Se clarifică cine este liderul în relație. Relația se bazează pe trei piloni, și anume încrederea, să fie respectul și afecțiune, și mi-a plăcut foarte mult că ai menționat ca bărbatul pe care ți-l dorești tu să fii fidel și într-adevăr iubesc să fii o femeie puternică, să putem construi un viitor prosper. Iubirea mea